Dominus fortitudo plebisue et protector salutarium Christi Iubiți frați și surori în Hristos, dragi ascultători, cele trei lecturi pe care tocmai le-am ascultat au ca mesaj central importanța ascultării și punerii în practică a cuvântului lui Dumnezeu. Este vorba despre acel cuvânt al Scripturii pe care noi îl auzim de fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie și prin care Dumnezeu ne vorbește, ne revelează misterul Său, ne descoperă planul Său de iubire și de mântuire pentru toți și pentru fiecare în parte. Să ne dispunem în următoarele câteva minute pentru a face ca acest cuvânt pe care l-am ascultat în lecturi să pătrundă în inimile noastre și să înțelegem ce vrea Domnul să ne transmită prin El. Fragmentul evanghelic de astăzi este luat din capitolul al 13-lea al Evangheliei după Matei. În capitolele anterioare, 11 și 12, Iisus se confruntă cu atitudinea de necredință și împotrivire din partea iudeilor. Aceștia, în ciuda tuturor lucrurilor extraordinare și a minunilor pe care El le săvârșise, îl acuzau, spre exemplu, că cu ajutorul lui Beelzebul, căpetenia diavolilor îi scoate pe diavol. Cu siguranță că în această situație, orice om s-ar fi lăsat copleșit de descurajare și ar fi considerat că este vorba de un faliment. Câți oameni nu experimentează astfel de stări? Mă gândesc aici la părinții care fac atâtea lucruri bune și pline de iubire pentru copiii lor, iar apoi își dau seama că aceștia o iau pe căi considerate greșite. Sau la învățătorii și profesorii care învață pe elevi adevăratele valori, dar mulți dintre ei nu și le însușesc. Sau la cei care investesc atât de mult în proiecte valoroase, dar care par a falimenta. Tocmai în acest context de împotrivire din partea iudeilor, Iisus introduce cele șapte parabole ale împărăției, dintre care prima este cea a semănătorului pe care am ascultat-o astăzi. Ieșind Iisus din casă, s-a așezat pe țărmul mării. S-a adunat lângă El o mulțime atât de mare, încât El s-a urcat să se așeze în barcă și toată mulțimea stătea pe țărm. Interesant, deși mulți îl contestau, totuși o mulțime atât de mare venea să-l asculte. Și Iisus le spunea multe în parabole. De ce folosea El atât de des parabolele? Mai întâi pentru că istorisirile, mai ales cele care se bazează pe imagini concrete, rămân imprimate în minte mult mai mult timp decât învățăturile abstracte. Cine nu-și amintește parabola fiului risipitor sau a samariteanului milostiv? Apoi, e evident și din Evanghelia de azi că aceia care îl urmau pe Iisus îl ascultau cu plăcere și mult timp atunci când le vorbea în parabole, tocmai pentru că acestea erau inspirate din viața lor și mai ales nu-i lăsau indiferenți, ci îi determinau să facă alegeri, uneori radicale, pentru a descoperi adevărul și sensul vieții lor. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Și în timp ce semăna, o parte a căzut de-a lungul drumului. O altă parte a căzut pe loc pietros. O altă parte a căzut între spini, iar alta a căzut în pământ bun și a dat rod.
Trei elemente ne atrag atenția în mod deosebit în această parabolă. Semănătorul, sămânța și pământul pe care aceasta cade. Mai întâi ne surprinde atitudinea semănătorului. El aruncă sămânța peste tot, aproape făcând risipă, pentru că vedem că ea cade și în drum, și în loc pietros, și între spini. Acest lucru vrea să spună că Dumnezeu, cel care este semănătorul la care se referă parabola, nu are preferințe atunci când aruncă sămânța cuvântului său, deoarece el vrea ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului. El este Tatăl tuturor și face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni și să plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți. El nu vrea ca unii dintre fiii săi să fie privilegiați, iar alții discriminați, în ciuda tuturor limitelor și defectelor pe care le-ar avea. Dumnezeu nu se uită atunci când aruncă sămânța că unii au inima împietrită sau plină de spini, adică de griji, preocupări, probleme sau chiar păcate. Nu, El aruncă sămânța asupra tuturor. El vrea ca mesajul cuvântului său, ca Evanghelia, vestea cea bună, să ajungă la toți oamenii. În mod surprinzător pentru noi, Dumnezeu în iubirea sa preferă să bată și la ușa inimii celui care poate nu vrea să-i deschidă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva ascultă glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el și voi sta la masă cu el și el cu mine, ne spune cartea Apocalipsului. Al doilea element, sămânța, după cum explică Iisus însuși, este cuvântul împărăției, cuvântul lui Dumnezeu. Nu este vorba doar de cuvântul Scripturii, ci, așa cum ne spune autorul scrisorii către evrei, după ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu în aceste zile din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul. Iată, nu avem de-a face numai cu vorbe, ci cu persoana lui Iisus Hristos, cu acel cuvânt care era la început, care era la Dumnezeu, care era Dumnezeu. Acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit între noi. El este sămânța care coboară în pământul nostru, luând firea noastră omenească. Evangheliile ne arată că Iisus Hristos, cuvântul întrupat, vrea să ajungă la toate tipurile de pământ, la toate felurile de oameni. Îi preferă pe cei nevoiași, pe cei săraci, pe cei bolnavi, dar nu-i ocolește nici pe cei păcătoși, pe vameși, pe cei izolați sau considerați irecuperabili. Sămânța cuvântului lui Dumnezeu ne este oferită în dar și este aceeași pentru toate tipurile de pământ, pentru toți oamenii. Atunci cum se face că nu peste tot aduce rod sau aduce rod diferențiat? Aici intră în discuție al treilea element despre care am vorbit, calitatea pământului în care cade sămânța, adică răspunsul sau atitudinea pe care omul o are față de acest cuvânt. În primul rând, trebuie să fim atenți să nu tragem concluzia că unii oameni sunt în totalitate răi și de ce ei pot fi comparați cu pământul pietros sau cu cel plin de spini, iar alții sunt buni și aduc întotdeauna rod. Cred că mai degrabă se poate vorbi despre atitudini diferite, despre alegeri pe care le poate face fiecare dintre noi în diverse momente. Fiecare dintre noi poate oferi cuvântului lui Dumnezeu în anumite situații o inimă aridă sau copleșită de spinii preocupărilor și grijilor pământești, sau dimpotrivă o inimă deschisă, docilă și iubitoare, capabilă să aducă roade.
Este, iubiți credincioși, poate momentul potrivit ca fiecare dintre noi să ne întrebăm, ascultând acum cuvântul Domnului, eu în ce fel de inimă, în ce fel de pământ îl primesc? Ceea ce Dumnezeu mă învață astăzi și în fiecare duminică, prinde rădăcini în inima și în viața mea, mă determină să mă angajez cu entuziasm, curaj și convingere în răspândirea adevărului și a valorilor creștine? Sau poate, dimpotrivă, rămâne doar în urechile sau în mintea mea, iar după ce plec de la biserică, totul se pierde, rămâne fără viață? Așa cum am auzit în prima lectură, după cum ploaia și zăpada care cad din ceruri nu se întorc înapoi fără să ude pământul, fără să-l facă să rodească și să odrăzlească, tot așa și cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod. Deci cuvântul lui Dumnezeu își are eficacitatea în sine însuși. El este viu, plin de putere și mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. El aduce rod oricum, cu sau fără mine, dar pentru mine este deosebit de important să pun în joc libertatea mea și să-i ofer acel pământ care să-l facă să rodească în mine, să mă transforme, să-mi ilumineze viața. Fericiți sunt ochii voștri pentru că văd și urechile voastre pentru că aud. Fericiți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păstrează. Amin. Et benedicere dictati tue, et rege os, usque in se.